România se află printre primele locuri în ceea ce privește decesele provocate de bolile hepatice, locul 2 la nivel european, respectiv locul 4 la nivel mondial, conform datelor raportate de Organizația Mondială a Sănătății. Studiile pe care noi le-am făcut pe un eșantion foarte mare de populație din România, pe aproape 20.000 de persoane, arătau o prevalență de 4,4% pentru hepatita B, deci practic 4-5 persoane din 100 aveau hepatita B, și 3,5%, deci 3 persoane, aveau infecție cu virus hepatitic C. Iar județele din sudul țării, așa cum este Teleormanul, înregistrează o rată de infectare chiar mai mare. Sunt comunități întregi care se știu cu hepatită virală, mai ales B, riscul este destul de mare și de aceea, în cadrul acestui program de screening, se pune accent pe testarea persoanelor din grupul vulnerabil. De aceea a fost lansat și în județul Teleorman programul Livero 2 Sud, un proiect regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice. În acest proiect sunt implicați 28 de medici de familie, 28 de medici, dintre care 11 sunt în mediul urban, 17 în mediul rural. Ei vor testa persoanele, odată persoanele înscrise pe listele lor, dar nu numai atât, toate persoanele din județ eligibile. Toate persoanele de peste 18 ani se pot testa la medici înscriși în program, cu excepția femeilor gravide sau cele care sunt într-un program de detenție.